Preotul Bisericii Catolice Ioan Nepomuc din municipiul Suceava ne-a explicat că nu mai folosește de ceva vreme buchetul de busuioc pentru a strupi aghiazmă. L-a înlocuit cu un dispozitiv numit aspersor. Acesta este un aspersor, adică, explica mai înainte, un dispozitiv care are un rezervor în care se pune apa sfințită sau aghiazma și cu el stropim poporul. Și nu mai folosiți busuioc? Nu, nu înseamnă că nu putem folosi busuioc, dar nu obișnuim. Mai rar, dacă folosim, e foarte bine, dar nu obișnuim să folosim busuioc. Am înțeles că mai aveți un alt dispozitiv acolo pentru... Un dispozitiv este acesta, tot din metal, care atunci când înmuiem în apă, are un burete în interior aici și reține puțin apă și îl folosim la fel. Atunci când duminica începe în Sfânta Liturghie sau în alte împrejurări, oricare altă împrejurare. Care sunt avantajele? Avantajele e practicitatea. Ca să nu stropim prea mult cu prea multă apă lumea și apoi ca să nu mergem cu căldărușe sau căldărușe, spunem noi la aceasta, cu apă. Pentru practicitate folosim aspersorul acesta cu rezervor. Tot la catolici, în locul lumânărarului clasic, găsim lumânărarul electric. Avem în față aici un astfel de dispozitiv în care credinciosul, atunci când pune o monedă de 50 de bani, se face un contact acolo și se aprinde un bec pentru câteva minute. Și tot în față aici sunt niște rugăciuni pe care credinciosul le înalță către Dumnezeu ca să îi se împlinească gândul, dorința, intenția sa bună. Îmi puteți spune dacă enoriașii preferă acest dispozitiv în defavoarea lumânărilor clasice? Nu, sunt unii care preferă electric, alții preferă clasic și au posibilitate. Când ați adus în biserică acest lumânărar? Acest lumânărar este adus acum 2 ani, făcut undeva, cred că în Italia. Dar mai puțin contează unde este făcut, credincioșii, adică ceea ce este important când credinciosul aprinde o lumânare, fie electrică, fie clasică, este credința care o are în suflet și care e mai importantă decât lumânarea, ea fiind doar un simbol extern al credinței pe care omul e chemat să o aibă în suflet. Enoriașii catolici nu-și mai iau la biserică nici cartea de rugăciuni. Lăcașul de cult are videoproiector. În multe din bisericile noastre catolice avem... sau se găsește acest videoproiector de mărime mai mare sau mai mică în funcție de mărimea bisericii. Îl folosim pe tot ca mijloc modern de comunicare, de exprimare. În timpul Sfintelor Liturghii, acolo pe ecran apare textul de la cântecele religioase și lumea, ca să nu mai țină cărți în mână, se uită direct acolo și cântă. Tehnologia și-a pus amprenta și asupra bisericii ortodoxe. Clopotele bisericii militare din Suceava sunt acționate electric. Acționate electric, pentru că, vă spun, o să vedeți acum când o să filmați afară, nu este spațiu pentru ca să poate fi acționate manual. Eu mi-aș fi dorit o clopotniță să fie acționate manual. Dacă ne fiind spațiu, am acceptat formula asta repede, compromis. N-au, ca să spunem așa, electronic sau mecanic, nu mă pricep. Noi în altar avem doar 3 butoane și atunci când este momentul de a se bate clopotele, le apăsăm, iar afară când se bate toaca, o să vedeți, de obicei, după ce se bate toaca, se dau drumul la clopote. Tot cu ajutorul calculatorului sunt puse în funcțiune și clopotele catedralei din Suceava.